Cauți o firmă de producție publicitară? La Publicitate Arad realizăm bannere și meșuri, autocolante, obiecte promoționale, inscripționări auto, personalizări magazine, design grafic, campanii media online și offline. Tot la noi puteți rezerva panouri publicitare în Arad și Timișoara. Suntem aici, contactează-ne! www.publicitatearad.ro. E timpul să produci un impact. La iStack, de 16 ani, propulsăm sute de afaceri în mediul online și offline. Realizăm campanii de promovare web și social media, graphic design și print. Dorim să explorăm împreună noi direcții și să construim un brand solid. Intră în rețeaua iStack de clienți premium și află beneficiile. La iStack, gravităm spre succes. www.istack.ro. Bine ați venit la retrospectivele lunii iulie 2024. Vă vom prezenta principalele evenimente din Pecica și împrejurim. Luna a debutat cu probele scrise la bacalaureat, începând cu examenul la limba și literatura română, urmând proba obligatorie și cea la alegere. La Pecica, aproape fiecare al doilea absolvent din 2024 a luat bacalaureatul. Școala primară din Turnu se transformă într-o clădire eficientă energetic prin izolarea termică a pereților. S-au montat panouri solare și se va moderniza instalația electrică. Vor fi instalate 6 stații de reîncărcare pentru autovehiculele electrice. Din toamnă, în clădire va funcționa o grădiniță cu program prelungit, toate cu ajutorul PNRR-ului, printr-o finanțare de 2,1 milioane lei. Tot în luna iulie au demarat cursurile de înot pentru copii, care se organizează în fiecare an, acum la bazinul Subcetate Arad, primăria orașului Pecica, asigurând transportul în mod gratuit. Numeroși concurenți din diverse locuri au urcat pe scena Casei de Cultură Pecica la cea de-a doua ediție a concursului regional de interpretare vocală și instrumentală Muzica ne poate uni. Organizatorul principal, domnul dirijor Alexandru Zaharia, a reunit diverse stiluri muzicale, animând întreaga comunitate pecicană și nu numai. Absolvenții pecicani au posibilitatea de a se înscrie la facultate fără a fi nevoiți să se deplaseze la Timișoara. Reprezentanții Universității de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara au venit și în această vară la Pecica pentru înscrieri. Iar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad se pun la dispoziție 800 de locuri bugetare pentru licență și master la cele 9 facultăți. Înscrierile se pot face în Arad, dar și la punctul de înscriere înființat la Pecica, în sala festivă a primăriei. Pe parcursul lunii s-a pregătit fundația de piatră în vederea turnării stratului de asfalt pe mai multe străzi din Pecica. Pe lângă modernizarea părții carosabile, se amenajează locuri de parcare, trotuare și scurgerile pentru apa pluvială. În decursul lunii iulie, primarul Petru Antal s-a întâlnit cu noul ambasador al Republicii Populare China în România, stabilind colaborări în domeniul învățământului, culturii, administrației și mediului de afaceri, iar între o importantă companie pecicană și o societate din Shanghai există un parteneriat economic. La Liceul Teoretic Gheorghe Lazar se predau cursuri de limba chineză pentru elevii interesați. Emblemă a orașului, fântâna Momac, care a fost forată în 1897 pe vremea notarului Florian Momacu, a trecut printr-o revizie generală pentru a funcționa la capacitatea maximă. Chiar dacă mecanismul din interior este unul modern, fântâna este aceeași, iar apa ce curge din aceeași sursă este bună de consum, fiind certificată prin analize de laborator efectuate de Direcția de Sănătate Publică. Ca urmare a înmulțirii țânțarilor, s-a efectuat o acțiune de dezinsecție prin stropire din avion, atât în orașul Pecica, cât și în satele aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogu Vechi. Substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății. Persoanele care doresc să-și continue studiile liceale cu frecvență redusă s-au putut înscrie în clasa a 9-a și a 10-a la secretariatul Liceului Teoretic Gheorghe Lazar Pecica, prezentând documentele cerute.
Luna se încheie într-un cadru festiv, sărbătorind ziua satului Sederhat. Evenimentul a început cu o slujbă ecumenică și a continuat printr-un variat program artistic. Să iubesc e dracul meu, să mă duc în ce vreau eu, și vederea ce mi-e mai dragă, să stau dărață, noaptea dragă. La final, un frumos foc de artificii a luminat cerul satului aparținător orașului Pecica. Beatrice Moțiu și Gabi Bereș vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Pe curând! La revedere! Numai bine!